Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, maestre, bună seara, maestre, bună seara, Florin, bună seara, maestre. Bună seara. Ce faceți? Vezi bine? Da. Ce bine vă stă în roșu. Da, da? Dar cu echipamentul ăsta? Stați puțin. Bă, băieți, mi-ați făcut bine textele astea aici, foile? Că eu să știu cum să atac textul. Că eu fiind fundaș, să nu îl iau de la spate în față. Da, da, sigur, sigur. Da. Că lumea... Defect de fabricație. Da, da, da. Am venit aici și zice, am venit să vă explic ce s-a întâmplat cu înregistrarea aia cu mine. Știți pe aia cu steaua e numai una? Normal. Știm, mai, dar... mai țineți minte, nu? Da. Am venit așa pentru că a rămas așa ca o pată pe trecutul meu, al lui Toge și al lui Ropotan. Știi? Și aș vrea să o spăl așa, că ne-a distrus cariera de fotbaliști. Bine, nu mai rău de când ne-a distrus alcoolul, dar ne-a distrus-o, asta zic. Și a venit să clarificăm puțin, să discutăm despre treaba asta. Și vreau să spăl imaginea mea și a lui Ropotan. Palutorje nu pot. Palutorje nu pot, pentru că el încă mai joacă. El a zis că încă mai joacă, că e fotbalist, dar el n-a văzut mingea de când era Steaua numai una. Deci, dar lasă-l așa, lasă să gândească el că mai joacă, lasă. Da, acum, ai lăsat. Revenind la înregistrare, da? Era acolo Ropotan. Probabil că nu vă mai amintiți de el, nicio problemă. Asta s-a întâmplat și când juca, deci nu mai ține minte nimeni. Știți cum e? El e ca o haină second hand, de-aia de miroase a naftalină, e ruptă, e așa, dar o iei că e ieftină și e bună, că o dai mai târziu de pomană, de-aia. Da, da. L-am faultat, da. Dar după incidentul ăsta, cariera lui a luat-o în jos, ceea ce pentru el înseamnă că nu s-a schimbat nimic. Da? Deci, da, asta s-a întâmplat. Dar oricum, prea mult tamtam s-a făcut pe subiectul ăsta cu înregistrarea. Eram și noi tineri și proști, acum nu mai suntem tineri. Hai să luăm matematic, să analizăm vesturile acestei piese, da? Că 2 plus 2 uneori nu e ca și cum toate lucrurile fac să fie către noi ce credem că este, da? N-ați înțeles aici, dar vă zic eu de ce, că i-am rugat pe băieți să-mi bage și mie un citat din Gică Hagi să par și eu deștept, știi? De asta. Așa, dar ce mare lucru că am cântat. Ce mare lucru că am cântat. Nici măcar n-am cântat corect. Piesa era greșită din start. Cum adică Steaua e numai una? Când de fapt Steaua e numai două. Este? Hai bă, ce de că am suferit mult. Am suferit mult, ne-au alergat fanii după evenimentul ăsta, dar vă jur că eu am fost dinamovit 100% și sunt dinamovit 100%, nu m-aș duce la Steaua pentru nimic în lume. Mă rog, pentru nimic mai jos de 10-15.000 pe lună. Da, restul, da. Dar de ce? Nu că trădez. Nu că trădez. Dar la Steaua erau salarii mai mari. Erau salarii mai mari, visam și noi să câștigăm mai mult. La Dinamo aveam salarii mici, că de Borcea trebuia să plătească pensiile alea alimentare. Cine l-a pus? Mi-e rușine să vorbesc despre fotbal în fața voastră, unii dintre voi cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Îmi dau seama că voi când vă uitați acum la fotbal e ca și cum s-ar uita Robert De Niro la team building. Înțelegeți? În team building m-ați văzut? Ați văzut cum înșura pe stadionul? Da. Ce să spun eu de domnul Crăciunescu? Ce să spun eu de domnul Crăciunescu? Păi nu, că am... Că am fluierat la mai multe meciuri decât am fluierat eu după fete în baruri. Vezi, da? Ce spui, că uite păi ce... Păi n-am ce să... N-am ce să spun. Sau despre domnul Duca, da. În ce culoare te încadrezi, ai grijă. Aia zic. Păi, la ce culoare mă încadrez? La ce culoare mă încadrez? Nu, dar îți lipsesc cu epoleții, culoarea e bună. Sunt tânăr pentru epoleții. Încă sunt tânăr pentru epoleții. Da. Așa, sau de domnul Ducada. Ce să zic eu de domnul Ducada? Ce vrei tu? Portarul recordurilor. A apărat 4 penaltiuri! Într-un meci. A apărat 4 penaltiuri într-un meci, adică 4 goluri câte am eu în toată cariera. N-am ce să zic. Și apropo de atacanți. Este aici unul dintre cei mai mari. Florin Răduciu. Știți cum dansa Răducioiu? Cu mingea aia? Ziceai că-i Mihai Petre? Bine, și azi mai dansează jucătorii pe teren, dar mai mult ca Nea Gigi. Da, hai, lasă.
Hai, lasă, pare. Rugăminte acum. E multă lume în tribune aici. Așa. Putem să cântăm și noi acum. Dinamo. E numai una, eh? Nu, hai să o punem pe aia cu tu, 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 tu. O avem? Hai, mă, pe aia noastră. Haide, hai că am chef de dans. Așa. Așa, domn Cărciulescu. Să vă și dați de... Că ești de la Spleșcu. Bun, gata, gata. Suficient, suficient. Că îmi trezește amintiri. Și oricum trebuie să plec. Știți ce am făcut? Am lăsat mașina pe locul unui fotbalist de la... mie care mi-o ridică poliția, că eu n-am din aia de persoană cu dizabilități. Și nu vreau să mi-o ridice, da? Bun, vă mulțumesc mult. Eu am fost Pulhac. Țineți minte numele ăsta, o să mai auziți de el pe TikTok. Bravo!